Suntem la Spitalul de Obstetrică Ginecologie de aici, din Ploiești. Stăm de vorbă astăzi cu o doamnă doctor foarte tânără, a cărei misiune este aceea de a aduce pe lume copii. Este vorba despre doamna doctor Sorina Mitocaru, medic specialist neonatolog. Bună ziua și mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a face parte din campania pe care noi am demarat-o, Doctor Bun. O primă întrebare, doamna doctor, ar fi câți copii ați adus pe lume aici la Ploiești? Din 2017, dacă nu, din 2019. Din 2019. Nu știu să vă spun un număr exact, dar cred că sunt câteva, nu știu, 100, 200, cred că mi-au trecut totuși prin mână așa. Sute de copilași, așa, dar dumneavoastră sunteți mamă. Da, sunt mamă, am un băiețel de 10 ani. Să vă trăiască. Cât de important este pentru un medic care aduce pe lume copii să fie la rândul lui părinte? Cred că așa poți să ai o empatie mai mare față de mamele cu care interacționăm, pentru că te poți pune cumva și în pielea lor și adică suntem în halat, dar ne putem pune și în pielea mamei și cred că așa ne dăm seama prin ce greutăți trec și ce, nu știu, ce le trece prin cap cumva referitor la copiii care au probleme, care se nasc cu probleme. Dumneavoastră sunteți acel medic pe care nu-l văd în halatul alb, ci îl văd într-o ținută veselă. Da, este vorbim tot despre... pentru a induce mămicilor starea aceea de bine? Da, cumva cred că le dă așa un soi de optimism când ne văd așa îmbrăcate colorat. Și plus că, nu știu, mie îmi place, eu nu m-aș vedea îmbrăcat într-un halat alb. De ce aici la Ploiești? De ce la maternitatea din Ploiești? Pentru că aici au fost, nu știu, m-au observat oamenii cumva când am terminat rezidențiatul. Când ați terminat rezidențiatul? În 2019, în iunie am terminat. Iar apoi am ajuns în Ploiești cumva pentru că eu am făcut rezidențiatul la Elias. Și am lucrat acolo cu doamna doctor Alexiu, care este acum șefă de secție, dânsa lucra la Lotus pe vremea aceea. M-a chemat în gărzi, iar doamnele doctor de aici m-au văzut acolo în gărzi și m-au chemat și aici. Cine având post, prefer să fac naveta ca să lucrez într-o... Bine, nici n-aș pleca acum de aici, pentru că mă simt ca acasă. Vă simțiți ca acasă? Mămicile care vin să nască cu dumneavoastră, cum se simt? Sunteți foarte caldă, foarte blândă, din ce reușesc eu să văd. De fapt, nu știu, eu mă simt așa ca un vulcan, dar cumva reușesc să fiu, adică v-am spus, mă pun în pielea lor și mă gândesc cum mi-ar plăcea mie să se poarte cineva cu mine și atunci așa mă port și eu cu el. Da, asta e o gândire care cred eu că ar trebui să fie implementată la cât mai mulți oameni. Da, nu cred că reușesc de fiecare dată, pentru că mai intervine stres, oboseală, nu știu... Că suntem, când e un caz din ăsta mai special sau mai grav, de multe ori poate nu mai reușim să mai fim atât de calmi, pentru că nu avem cum în momentele alea, dar apoi îmi dau așa un reset și mă calmez. Bun. Vreau să-mi spuneți aici, la maternitatea Ploiești, din 2019 până la momentul de față, mămicile, care mă gândesc că nu sunt numai din Ploiești, din Prahova, vin și din alte județe. Sunt și din Buzău și din Dâmbovița, da. Se preferă nașterea naturală sau cezariană? Depinde foarte mult de mediul din care provin. Depinde foarte mult dacă reușesc să, nu știu, să meargă la medic, să li se explice. Dar cumva cred că totuși ponderea, cel puțin în Prahova, cred că ponderea naștere naturală, naștere cezariană tinde către, adică e mai mare pentru nașterea naturală. Spuneați de pregătirea pe care o au, de educația, da, pe care de o pătura au, socială din pătura care... Pătura socială, exact. Ce faceți cu acele mame care nu își monitorizează sarcina timp de 9 luni și vin la maternitate doar ca să nască? Păi nu știu, preluăm copilul și ne... Adică trebuie să-l luăm de la capăt și atunci trebuie să-l investigăm pe el ca să vedem dacă să nu aibă mai târziu vreo problemă. Investigăm copilașii, le recoltăm analize, le explicăm și lor că totuși se poate să existe un risc de infecție pentru că ele nu au fost deloc. Și stresul pentru dumneavoastră ca medic mă gândesc că e mult mai mare neștiind cu ce vă confruntați. Nu cred că e stresul mai mare, cred că
trebuie să avem un pic mai, adică nu știu dacă un pic mai multă atenție, că nu facem diferență între copii. Dar cumva un copil dintr-o sarcină neinvestigată clar are nevoie de mai multe investigații decât un copil poate dintr-o sarcină investigată. Deși, repet, îi tratăm pe toți la fel până la urmă, că nu facem diferențe între ei. Care a fost cea mai lungă naștere? Naturală, evident. De obicei, pe noi ne cheamă în momentul în care, în ultima fază a travaliului. Dar mai aflăm că este în travaliu, că s-au rupt membranele. Nu aș ști să vă spun un număr de ore. Ore foarte multe, da, nu aș ști să vă spun un număr de ore. De obicei, când sunt sarcini cu probleme sau cu travaliu mai prelungit, ne anunță. Iar apoi pe noi ne cheamă și coborâm, pentru că în gardă suntem, e doar un singur medic de gardă, neonatolog, și atunci n-am avea cum să facem față și sus pe secție unde sunt 40-50. Am avut și 90 de copii pe secție într-o gardă. Doar dumneavoastră ca medic neonatolog? Nu născuți în garda respectivă. Copiii pe secție în total și în terapie, prematur și normoponderal. Deci au fost și 90 și ceva de copii. Deci trebuie să-i supraveghem pe toți și atunci pe noi ne cheamă la naștere doar în ultima fază a travaliului. Am înțeles. Ce simte un medic, un om, o mamă, în momentul în care aude primul sunet pe care îl scoate un copil? Da, nu știu, eu vă spun... Emoția există de fiecare dată? Eu cred că m-am obișnuit cumva, dar mă impresionează când văd lacrimi de fericire, mă impresionează când le văd că pur și simplu, de exemplu, în sala de operații, unde sunt practic întinse pe masă, cu mâinile, na, cu tot felul de branule sau de monitoare pe mâini, le văd că întreabă și adică caută cumva cu privirea să vadă, plânge, are tot ce-i trebuie, are toate degetele. Vă întreabă în timp ce sunt... Da, întreabă, cum este? Da. Mai ales dacă nu plâng din prima și trebuie să-i mai stimulăm puțin, să le dăm un pic de oxigen, atunci eu chiar sunt destul de îngrijorate și când aud primul plâns, ca să spun așa, văd lacrimi de bucurie. Noi suntem în momentul de față într-o sală de naștere. Da, aici se naște natural. Aici avem chiar masa radiantă. Masa radiantă pe care este pus pentru prima dată bebelușul. Da. Ce avem aici, doamna doctor? Deci este o masă radiantă care oferă confort termic nou-născutului după naștere. De obicei, în cazul unei nașteri naturale, bebelușul se pune direct pe burta mamei până tăiem cordonul. A, deci mama îl vede în primele secunde. Da. Are contact fizic. Da, are contact fizic cu el. Deci se pune direct pe burta mamei, se taie cordonul și îi mai lăsăm puțin așa, până în funcție și de starea copilului, bineînțeles, iar apoi îi punem aici. De aici vine căldură de sus. Avem în perete oxigen și aspirație. Asta este o sondă de aspirație cu care aspirăm secrețiile. Aici avem frumoasele astea brățărele, da, roz de fetiță, bleu de băiețel. Da, pe care sunt scrise numele copilului. Fiecare copil aici în maternitate are un anumit număr pe care îl are și mama, pentru că sunt foarte multe nașteri și de multe ori se întâmplă ca în aceeași zi să avem copii cu același nume. Și atunci fiecare copil are un anumit număr la mână pe lângă brățărica asta. Este scris, să repet, numele, sexul, ora nașterii, APGAR-ul și... am spus sexul, da. Da. Apropo de scorul APGAR, știu și sper să nu greșesc că la naștere naturale, dacă totul decurge ok, copilul primește scor APGAR 10. La cezariene nu... La fel. De se ce? Poate? Da. Și la naștere prin cezariană, scor... Ce înseamnă, doamna doctor, de fapt, acest scor APGAR? Este un scor care se bazează pe 5 elemente, ca să spun așa. Ne uităm la... Adică scorul APGAR se dă în primul minut, la 5 minute, la 10 minute, în funcție de ce notă dăm la început. Ne referim aici la colorația copilului, la tonus, la reactivitate, la bătăile cardiace și la modul în care respiră. Și în funcție de asta scădem un punct sau două puncte sau, dacă bineînțeles, este roz de la început, respiră, plânge viguros și este cum trebuie, atunci primește 10, chiar și la cezariană. În spatele dumneavoastră ce avem acolo? Avem un pătuț, da, un pătuț de transport. Uh-huh. Așa avem și pe secție pătuțurile, noi ținem în pătuțuri. Pe cei care sunt mai micuți îi ținem în incubatoare, dacă au nevoie și de oxigen, avem niște incubatoare care au oxigen. Avem și incubatoare mai, puțin mai, cum să spun,
nu foarte noi, ca să zic așa, la care punem oxigenul din perete, exact așa cum e acolo, o priză din aceea cu furtunaș. Și astea sunt pătuțurile lor până pleacă acasă. Vorbeați de copiii care au o greutate mică la naștere, copiii care se nasc prematuri. Da. Așadar, aici, la maternitatea din Ploiești, o mămică care aduce pe lume un astfel de bebeluș născut prematur, nu știu la care a fost cea mai mică vârstă gestațională, o să-mi spuneți dumneavoastră, sunt întrunite toate condițiile pentru ca acel bebeluș să ia în greutate și să fie ce trebuie în momentul în care e externat cu mămica? Desigur, avem secție de prematuri și de terapie intensivă. Doar și de terapie intensivă. Da, avem și terapie intensivă, doar că gradul maternității ne limitează cumva, adică nu putem ține orice greutate, orice vârstă gestațională, în sensul în care gradul maternității permite vârstă de gestație peste 32 de săptămâni și copii cu greutatea peste 1,5 kg. Ce este sub? Ce este sub ar trebui transferat. Adică am avut prematuri de 24 de săptămâni, care au fost, bineînțeles, de câteva sute de grame, da, mă gândesc. De câteva sute de grame, de 400-500 de grame, cărora le-am acordat, bineînțeles, primul ajutor, iar apoi am sunat pentru transfer, am obținut transfer. Unde? Cu cine colaborați? Unde sunt direcționate astfel de cazuri? În general, trebuie să sunăm la cele mai apropiate maternități de grad 3, adică de grad superior 9. Acestea sunt în București, ne mai ajută câteodată și Târgoviște și Brașovul. Da. Prima dată sunăm la București pentru că este cel mai aproape. Și apoi, dacă nu găsim locuri în București, sunăm și în celelalte locuri. Cum este, doamnă, să aveți în brațe un prematur de 400-500 de grame? Este destul de copleșitor așa, dar pentru că adrenalina este foarte mare în momentul în care îl ții practic pentru prima dată în mână. În mână, da, că în brațe, da. Deja mult spus. Da. Trebuie întâi să vezi ce faci cu el și să-i acorzi necesarul. Au șanse de supraviețuire? Desigur, da, desigur. Copii care se nasc la 400 de grame? Da. Chiar au. Și chiar am văzut și la un moment dat chiar îmi spunea o colegă de-a mea, doamna doctor Erhan, că s-a întâlnit, vă dați seama că e vorba de ceva, că s-a întâlnit cu mama unui prematur pe care l-a îngrijit dânsa aici în maternitate. Și mă gândeam așa că trebuie să fie foarte copleșitor să, nu știu, să vezi că ai crescut un om. Care este cea mai frumoasă amintire care vă vine acum în minte, în aceștia 4 ani de când sunteți la maternitatea din Ploiești? Nu știu, bebeluș pe care l-ați adus pe lume și care astăzi e la grădiniță, nu știu. Da, mămicile mă mai contactează după și da, țineți legătura cu... Da, cumva așa, pe rețelele de socializare, dacă și mă caută dânsele. Sunt foarte emoționată în momentul în care primesc fotografii sau filmulețe cu ei și chiar ieri am externat trei prematurei și m-a impresionat că la sfârșit, în momentul în care le-am prezentat externările, au venit și m-au îmbrățișat mamele. Adică m-am simțit așa. Ce spune asta despre meseria asta pe care v-ați ales-o? Practic vezi viața din prima secundă a ei și... Deci sunt emoționată, mi s-a făcut pielea de găină. Este copleșitor. Da. Ce le spuneți mămicilor în momentul în care pleacă de aici din maternitate? Și cum vă luați la revedere de la bebeluși? Păi na, lor ce să le spun? Să țipe cât mai mult acasă și să mănânce cât mai mult. Iar lor le spun să aibă cât mai multă răbdare. Cumva le încurajez, pentru că în momentul în care stai în spital, nu știu, 2-3 săptămâni cu un prematur și cumva ai ajutorul asistentelor și al medicilor și ajungi acasă cu un nou născut... Lucrurile mai ușoare aici decât... Da, mai ales să fii la primul copil și te duci acasă și practic nu știi absolut nimic, eu le spun să stea liniștite, că bebelușul știe tot ce are de făcut. El știe când să ceară de mâncare, știe când... Adică își dau seama. Trebuie doar să ai răbdare ca părinte și să înțelegi că viața ta nu mai e la fel. Da, practic nu există o carte despre părințeală, ca să spun așa, dar totul se învață pe parcurs. Și sunt instincte care funcționează și la ei și la noi.
Spuneți că păstrați legătura cu mămicile, vă trimit fotografii, vă trimit filmulețe cu bebelușii. Asta e partea frumoasă a meseriei pe care o, da, pe care o aveți. Mă gândesc că există și momente mai puțin plăcute, ca de altfel în orice meserie. Mă refer aici la cazurile de bebeluși pe care îi pierdeți. De când sunt eu aici, nu pot să spun că am avut foarte multe cazuri de genul acesta, dar cel puțin la primul pe care l-am văzut, deși în rezidențiat am mai întâlnit, dar așa, primul cumva pe picioarele mele, este foarte, nu știu cum, este un sentiment din ăsta și de dezamăgire și de neputință și de... Cum a fost acel caz? Ce s-a întâmplat exact la care faceți referire? Nu știu, pot să vă povestesc despre ultimul. Era un bebeluș care a avut o asfixie severă la naștere, deci practic de la început șansele lui erau minime, dar totuși ne-am luptat, toată secția s-a luptat pentru acel copil. Și mama a fost în stare destul de gravă, tatălui i s-au explicat, bineînțeles, șansele, dar totuși ne-am luptat din răzputeri și cu toate puterile. A fost, pur și simplu m-a dărmat, adică nu știu dacă pe moment am simțit ceva, dar după ce am realizat, adică în cursul aceleiași, nu știu, poate într-o oră, două, după ce mi-a trecut adrenalina reanimării, după aia a fost devastator. Am stat de vorbă cu colegii dumneavoastră și le-am adresat oarecum o întrebare similară. Cum este când pierzi un pacient? Bineînțeles că durerea este mare, dar mă gândesc că în cazul dumneavoastră este și mai mare, pentru că vorbim de niște suflete care sunt la început de drum. Sunt la început de drum și da, care nici n-au apucat să-și dea seama ce se întâmplă cu ele pe lumea asta. Da, v-am spus, este devastator. Pur și simplu te dărâmă. Simți că ți-a picat, nu știu, un bloc pe tine și că nu mai ai aer. Și e foarte greu. Bun. Pentru că trebuie să vorbești și cu părinții și să le explici lucrul ăsta. Iar asta mi se pare că este... Cum este să dați vestea tatălui? Cumplit. Că mama e... Cumplit. Asta este... Vă văd deja cu lacrimi în ochi și vreau să trecem puțin, să depășim, cu toate că fac parte din viața asta, fac parte din viață și astfel de situații. Spuneți-mi cât stă o mămică aici la maternitate după o naștere naturală sau după cezariană? Deci dacă nașterea este, dacă copilul nu are absolut nicio problemă, după o naștere naturală 3 zile, iar după o naștere cezariană 4 zile. Deci în a patra zi sau în a treia zi se fac externările. Bineînțeles, dacă nu apare icter, dacă analizele sunt bune ale bebelușului, se mai întâmplă câteodată să mai avem copii reținuți și pentru că mamele au probleme și atunci se prelungește și externarea lor. Cum se face accesul mamei la bebeluș? Mă gândesc că există salonul de nou-născuți, mamele stau în saloanele unde sunt lauzele. Da. Cât de des au mamele acces la bebelușilor? La alăptat sau la cerere? În principiu există un program de alăptare, pentru că nu avem rumenghii. Și mamele vin în orele programate. Dar, bineînțeles, dacă dânsele și-ar dori să... nu știu, să vină să-și vadă, sau de exemplu dacă vin pentru prima dată la bebeluș după operație cezariană sau după naștere, nu trebuie să aștepte programul de alăptare, poate să vină să-și vadă bebelușul. Încurajați alăptarea? Desigur. După naștere? Da, desigur, da. Mi se pare că practic fiecare mamă produce lapte pentru bebelușul ei, care este cel mai bun aliment, dar cred că nici nu trebuie să se frustreze dacă nu poți să alăptezi. Dacă nu se poate. Da. Adică cred că cumva media, nu știu, internetul, Facebook-ul și toate rețelele astea de socializare, cred că cumva le și frustrează, pentru că încearcă să demonstreze că una a alăptat mai mult decât cealaltă, că ia uite, eu pot, cum nu pot, și atunci foarte mult încearcă să alăpteze și dacă nu reușesc, fac depresie, chiar fac depresie. Ați avut astfel de cazuri de depresie postpartum? Da, am văzut. Cum se depășesc episoade de genul acesta? Cu ajutorul familiei foarte mult. Adică, ok, aici au sprijin medical, dar avem și psiholog în spital, dar cred că acasă contează foarte mult sprijinul familiei și cred că le este foarte greu și celor care mai au copii acasă. Pentru că trebuie să se ocupe și de nou născut, să-l alăpteze și alăptatul se face la cerere, e cerere-ofertă,
Adică în momentul în care stimulezi sânul, curge lapte. Dacă nu îl stimulezi, nu curge. Vreau să-mi spuneți, doamna doctor, pas cu pas, în momentul în care o femeie vine și naște la maternitatea Ploiești, până când pleacă acasă cu copilul, ce se întâmplă aici? Păi, pe partea de obstetrică, n-aș ști să vă spun exact pas cu pas, dar se internează și apoi, dacă sunt în travaliu, sunt aduse aici în sala de nașteri sau sunt duse întâi, în cazul operațiilor cezariene, sunt duse întâi în terapie și apoi în sala de nașteri, pentru că trebuie să li se facă un consult anestezic înainte. Apoi se întâmplă nașterea, noi venim, preluăm bebelușul, dânsele rămân aici în cazul nașterilor spontane câteva ore, apoi sunt duse pe salon, în cazul cezarienelor sunt duse în terapie și apoi în salon a doua zi. Iar în momentul în care se mobilizează, vin la bebeluși. E foarte complicat. Dacă voiați să mă întrebați de ce nu aducem bebeluși aici, că bănuiesc că și asta era întrebarea, este complicat din punct de vedere organizatoric, pentru că adică asistentele se ocupă de bebelușii de pe secție, de nașteri și atunci să ne mai plimbăm și cu cât un bebeluș, plus că noi suntem la etajul 6, sălile de nașteri la 1, e mai greu. N-am vorbit deloc despre tătici, că până la urmă și ei sunt destul de importanți. Cum, unde stau, ce fac? Pentru mine e destul de nou asta cu tăticii, pentru că eu m-am angajat aici fix la începutul pandemiei, când nu aveau voie să intre în spital. Da. Dar acum este program de vizită între 2 și 4. Și pot veni sus la etajul 6, unde sunt nou-născuții fără probleme, li se arată bebelușul la ușă ca să nu intre. Au contact fizic tăticii cu ei, da, sau doar îi văd prin? Nu, li se aduc bebelușii la ușă ca să nu intre pe secție, pentru că poate mai sunt mame la alăptat sau, mă rog, oricum ei sunt îmbrăcați cu haine de afară. Iar în terapie și pe secția de prematuri sunt echipați și sunt băgați la puii lor să-i vadă. Cum reacționează tătici? Sunt speriați. Speriați de ce? Nu știu, cred că li se par așa, că văd niște chestii foarte mici acolo. Chiar zilele trecute a intrat un tătic al cărui bebeluș avea 4,3 kg și a spus că îi se pare că este normal. Și i-am arătat un bebeluș de 2 kg. Și atunci a dat seama care este diferența. Și apropo de ceea ce spuneți, un bebeluș care, nu știu, are 4,3 kg sau 4 kg, am auzit și de cazuri de bebeluș de 5 kg, este ceva în neregulă? Greutatea aceasta mare? Depinde foarte mult, pentru că, în general, greutățile astea mari apar pe niște patologii, de exemplu, pe diabet gestațional. Și atunci trebuie puțin investigați ei ca bebeluși macrosomi. Trebuie să le luăm o glicemie, să vedem, că au risc de hipoglicemie. Și se confirmă un astfel de diagnostic în unele cazuri? Sau, de exemplu, da, se confirmă, da. Și ce se face ulterior? Păi trebuie să le reglăm glicemia și atunci, în funcție de care este valoarea glicemiei, ori îi hrănim, ori îi punem la perfuzie, depinde. Implicit, acei copii vor dezvolta diabet pe parcursul vieții? Nu, pentru că diabetul mamei este strict gestațional, adică apare strict în perioada sarcinii. Adică nici mama după aia nu mai are. Ce e cel mai frumos în meseria dumneavoastră? Tot. Pentru că... Când plecați dimineața de acasă, nu știți ce se va întâmpla în ziua respectivă. Pentru că neprevăzutul, nu numai în specialitatea pe care o aveți dumneavoastră, în toate specialitățile, e la ordinea zilei. Da. Da, e, nu știu, mie îmi place să spun că e așa ca o bombă care așteaptă să ticăie și la un moment dat bubuie. Ce vă spune copilul dumneavoastră, mami? Este gelos. Este gelos pe bebelușii? Da, îmi spune că de ce trebuie să te duci să ai grijă de alți bebeluși. Și ce îi răspundeți? I-am spus că și de el a avut grijă alt medic neonatolog și atunci și eu trebuie să fac lucrul ăsta. El nu înțelege încă de ce mamele lor nu știu să aibă grijă de ei. Da. Vreau să vă mai întreb legat de ceea ce înseamnă răbdarea, empatia, comunicarea, înțelegerea față de pacientă, oricât ai fi de tu ca medic, de stresat, de obosit, de trebuie să înțelegi că omul acela, bolnavul, are nevoie, dincolo de ajutorul fizic pe care îl dai, are nevoie și de suport psihic, mai ales în cazul mamelor care vin să nască. Cum vă descurcați aici sau... Cred că cât de greu sau ușor vă este? Trebuie să le vorbești fix pe înțelesul lor.
cred că trebuie să folosești cât mai puține cuvinte medicale ca să poată să înțeleagă. Pentru că, sincer, și eu, dacă am copilul bolnav și mă duc la pediatru și îmi explică în termeni pe care teoretic și practic îi cunosc, în momentul în care ești stresat nu mai știi nimic și când e vorba de copilul tău. Și trebuie să le explici de mai multe ori. Mm-hmm. Da. Le luați de mână, le încercați să le vorbiți așa, ca de la femeie la femeie până la urmă. Păi da, cred că cumva trebuie să fie o discuție foarte, nu știu dacă prietenos e cuvântul corect, dar cred că cumva trebuie să le arăți, trebuie să le dai, cumva încredere în tine și să le arăți că ai control și că știi ce trebuie să faci mai departe. Cred că asta le ajută foarte mult. Și cred că le ajută foarte mult și să le spui că, indiferent ce s-ar întâmpla cu bebelușul, tu te duci și le anunți. Adică cred că contează foarte mult pentru ele că în momentul în care pleacă în salon, știu că cineva, dacă starea bebelușului se agravează, se va duce să le anunțe. Spuneți că aici, la Maternitatea Ploiești, aveți inclusiv psiholog. Da. Ce face exact? Le consiliază, bineînțeles, da. Absolut orice caz, oricând este nevoie sau doar în cazurile în care se întâmplă? În momentul în care noi cerem părerea psihologului, bineînțeles că se implică și... Le este de ajutor mamelor această consiliere pe care o primesc aici, în maternitate? Asta nu știu dacă pot să vă spun 100%, bănuiesc că le este de ajutor. Mie mi-ar fi de ajutor, de exemplu, dacă aș avea o problemă și mai știu ce să vorbesc. Dar acum nu am confirmare exactă din partea mamelor. Poate unele dintre ele nici nu... V-am spus, depinde foarte mult de mediul în care provin. Și unele dintre ele cred că nici nu au încredere în genul ăsta de terapie. Dar noi ne facem treaba și le... Spuneți-mi, vă rog, asta recunosc, e mai mult o curiozitate personală. Mai multe fetițe sau mai mulți băieței aici, la maternitate? Nu știu să vă spun exact. Sau e echilibru? Cred că am avut gărzi în care am avut mai multe fete născute, gărzi în care am avut mai mulți băieți, depinde, cred că sunt zile și zile. Cum reacționează mamele, cele mai multe dintre ele știu deja sexul copilului, nu e o noutate, dar au fost cazuri, la fel, o curiozitate, au fost cazuri în care mama știa că va naște, spre exemplu, o fetiță și când a adus pe lume copilul a constatat că e băiat? Nu, asta nu am auzit de astfel de asta cazuri, nu de aceea am văzut, dar în schimb sunt mame care au sarcine investigate și atunci nu știu sexul copilului și întreabă primul lucru pe care ce este. Da. Ce și este? Care e reacția lor? Indiferent. Da, indiferent, dacă până la urmă e copilul lor și să fie sănătos. Corect. V-ați văzut vreo secundă și v-ați vedea pe viitor făcând altceva? Nu. Dintotdeauna ați știut că veți lucra cu bebeluși? Nu. La început voiam să fac orele. M-am răzgândit în anul 5 de facultate. De ce? Care a fost declicul care v-a determinat să lăsați orele? Deși îmi plăcea foarte mult, deoarece am mai mers așa prin spitale și țineam legătura cu anumiți medici. Și apoi am avut, cumva îmi plăcea partea asta de pediatrie, de copii, de... N-am știut clar că o să fac neonatologie, dar nu m-aș mai vedea acum făcând altceva. Deci nu v-ați vedea. Nici nu știu să fac altceva. Mii de copii până când veți ieși la pensie, slavă Domnului, sunteți un medic foarte, foarte tânăr, ceea ce este îmbucurător. Și asta în condițiile în care auzim cu toții, nu doar în Ploiești, un fenomen la nivel de țară, că ne pleacă medici, că nu avem medici, că e deficit pe diverse... Păi și la noi e deficit de neonatologie, adică și noi am mai avea locuri. Ce le-ați spune, nu știu, colegilor dumneavoastră tineri? Ce le-ați transmite dumneavoastră ca medic? Să intre într-un spital de stat pentru că aici este marea provocare sau să se ducă, nu știu, foarte mulți pleacă în afară sau pleacă între centre private sau unde, într-adevăr, munca nu este la fel de grea. Cred că depinde foarte mult și de stilul fiecărui medic. Unii se regăsesc în privat, alții se regăsesc la stat. Aici care este deficitul? De medici neonatologi, în cazul dumneavoastră. Acum eu am venit în 2019 și apoi au mai venit încă două colege, deci cumva să spunem că suntem peste linia de plutire. Câți medici neonatologi? Suntem 8 pe secție. 8 pe secție. Da. La cât, cam câte așa? Ca sunt 100 de paturi. 100 de paturi, 8 medici pe secție. Suficient sau... Sunt momentan ne descurcăm. Cât timp petreceți în spital, în Maternitatea Ploiești?
nu știu, cu tot cu gărzi. Am impresia uneori că doar aici trăiesc. Acasă la copil când mai ajunge. Ajung și acasă la copil, da. Da. Deci nu v-ați vedea făcând altceva. Da. Colectivul, că e foarte important. Dumneavoastră sunteți un singur om, dar ca totul să fie impecabil, de la momentul în care mama intră și aduce pe lume bebelușul până când pleacă cu el, e nevoie de o echipă. Suntem o echipă. Serioasă? Îmi place. Da. Îmi place că suntem și de vârste diferite și de mentalități diferite, lucru care ajută foarte mult. Adică cred că varietatea asta în diagnosticarea și în tratarea unui caz cred că este foarte important. Pentru că sunt medici care au, cum îmi place mie să spun, experiență, câți ani am eu un buletin și au flair, văd lucrurile de la ușă. Noi suntem mai tineri, am văzut niște proceduri mai noi, poate, și încercăm să le implementăm cumva. Și întotdeauna când avem un caz grav, să știți că ne consultăm. Și eu mă simt flatată când primesc, nu știu, o întrebare pentru a da un sfat de la un medic care are mai multă experiență ca mine. Cu ce veniți dumneavoastră ca medic tânăr, nou? Nu știu, că practic lucruri noi tot apar. Uh-huh. Nu știu dacă venim noi cu ceva neapărat nou, dar suflul, făcând rezidențiatul în București, unde într-adevăr este mai multă aparatură, sunt mai multe, nu știu, este un alt mod poate de a trata copiii, și gradele maternităților, bineînțeles, este ridicat, atunci cumva cred că venim cu, zicem, hai să încercăm și noi aici. Hai să vedem dacă se poate. Bineînțeles, în limita posibilităților pe care le avem. Vreau să spuneți așa câteva cuvinte și despre mamele care aduc pe lume copii și constată că nu-i vor. Au fost și astfel de cazuri. Avem și avem un asistent social în spital. Eu până să ajung aici nu știam cât de important este un asistent social. Iar doamna care este asistent social aici mi se pare că știe așa toate cazurile și se ocupă de toate cazurile. Întotdeauna când sunt copii care practic rămân ai statului, pleacă la asistenț maternal, nu stau aici cu lunile, adică întotdeauna lucrurile se mișcă foarte repede. Da, mamele, tații, familia extinsă nu poate fi convinsă sau să cred totuși că, să de fapt, mamele nu vor copiii din cauza familiei. Nu cred că ele personal nu-i vor neapărat. Adică cred că problemele astea apar din cauza familiei. Ați avut și mame foarte tinere și cred că știți la ce mă refer. Da, 13 ani săptămâna trecută. Fetiță de 13 ani care săptămâna trecută a născut da. Un bebeluș. Da. Cum ați, nu știu, cum ați reacționat când ați văzut o copilă, un copil? Da, e destul de greu de manageriat, pentru că cumva ele, nu știu dacă înțeleg foarte mult ce li se spune aici. Să nască natural o fetiță de 13 ani care nici măcar nu are organismul foarte bine format. Din moment ce l-a născut, fizic. Înseamnă că este dezvoltată, dar fizic, dar nu știu cât de mult psihic. Și atunci trebuie vorbit foarte bine cu familia. Și iarăși aici intervine asistentul social. Familia, în cazul acelei fetițe care a născut săptămâna trecută, cum a reacționat? Sau a sprijinit-o? Știi să vă spun lucrul acesta, nu a fost pacienta mea directă, n-a ști să vă spun lucrul acesta, dar bănuiesc că din moment ce s-a externat acasă cu copilul, au vrut copilul. Da. Aici vorbim, iarăși revenim la un subiect delicat, educația sexuală, care se face și nu se face, la lipsa de informație pe care o au, de care suferă fete de vârsta aceasta. Nu știu, pe final de discuție, dacă vreți să transmiteți ceva, nu știu, unei mămici care în momentul de față a aflat că este însărcinată și încă se gândește, oare unde să nasc, cu cine să nasc, ce să fac, unde să mă duc? Ce ați spune? Nu știu. Cred că trebuie să... Cum ești la maternitatea Ploiești? Eu aș naște aici. Deci, atât. Recomandați. Atât pot să spun, da. Adică, cumva nu pot să le impun ceva, nu pot să le spun ceva anume, dar eu aș naște aici în spital. Și am colege care au născut aici în spital. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc. Vă doresc spor la treabă și cât mai mulți bebeluși sănătoși. Mulțumesc mult. Mulțumesc.